Ziua de 28 septembrie este decisivă pentru Let's Do It Romania, însă echipa de la Giurgiu s-a apucat de lucru cu multe luni în urmă. Staful local a încheiat parteneriate cu instituții importante din județ, printre care și cu Agenția pentru Protecția Mediului. Ne aflăm pe ultima sută de metri cu pregătirea în ceea ce privește acțiunea demarată la nivel național de câțiva ani încoace Let's Do It Romania. În ceea ce privește Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu, evident că nu avea cum să nu participe la această activitate, numai că din experiența anilor trecuți putem spune că, deși este de fiecare dată această zi una foarte importantă, nu putem să spunem că mobilizează toată lumea și că este într-adevăr o acțiune de amploare așa cum ar trebui să fie, și aceasta datorită faptului că actele de voluntariat la noi încă lasă de dorit. În anii precedenți, mișcarea Let's Do It Romania nu a prins la Giurgiu, voluntariatul fiind un concept total abstract pentru majoritatea giurgiuvenilor. Când în majoritatea municipiilor din România conceptul de curățenie a devenit un pas câștigat, giurgiuvenii au devenit cunoscuți la nivel național ca mari scuipători de semințe prin parcurile și pe străzile municipiului. Apucătura a fost corectată prin intervenția presei locale și sub supravegherea poliției locale. Acum giurgiuvenii sunt invitați să facă curățenie în orașul lor ca la ei acasă și să o și păstreze. Așteptăm pe toată lumea să se implice în această activitate. Este firesc să ne intereseze și să participăm nu doar ca un act de obligativitate, ci ca urmare a faptului că trăim în natură și că natura nu este a noastră, este a tuturor, și trebuie să dăm dovadă că ne interesează, că suntem responsabili și de ce să nu ne implicăm. Acțiunile pentru sprijinirea acestei mișcări sociale se vor intensifica în perioada care urmează. Echipa TV Giurgiu este partener Let's Do It și invită toți giurgiuvenii să fie receptivi la campania care se va desfășura în următoarele săptămâni. Hai să ne dăm țara la curățat! Hai să ne dăm țara la curățat!